România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Guvernul se pregătește, cred că la această oră, să dea o ordonanță care să plafoneze prețul la gaz și la curent electric pentru un an. Rețineți acest lucru, că era dilemă legată de ce ne facem de la 1 aprilie. Acum știm. Rămân însă alte întrebări, pentru că diferența de preț trebuie să o plătească cineva, iar marile companii care taie facturile, nici banii de până acum nu și-au primit și multe dintre ele protestează. Dar să zicem că asta e problema marilor companii, deși o distorsiune asupra pieții se va simți în continuare. Mulți dintre voi știu că în aceste zile și în aceste momente se întreabă în felul următor. I-am și auzit, ați venit la emisiune și ați spus așa: domnule, dar de ce e atât de scump și gazul, și curentul, și benzina, mai ales că România este producător, da? Are propriul petrol, are gaz, nu mai zic, la energie electrică din când în când mai și exportăm, depinde cum mai bate vântul, cum mai cresc apele. Așadar, România e un stat care, totuși, spre deosebire de alte țări europene, își poate asigura independența energetică, ca așa se numește, mult mai ușor. Adică noi suntem dependenți de exterior cam într-o treime, așa arată calculele, spre deosebire de state precum sunt Germania sau Italia, care sunt la jumătate. Nemții au nevoie de jumătate din energia consumată ca să vină din afara țărilor. Așadar stăm mai bine, dar plătim aproape la fel de scump. Nu la fel de scump, dar pentru salariile noastre plătim scump. Asta e lucrul pe care mulți dintre noi l-au în minte. Și mai e ceva. În perioada asta, din acest motiv, foarte multă lume vă invită să credeți tot felul de lucruri care nu sunt ok. Și trebuie să le discutăm, da? Aici în România se vorbește de naționalizare, de plafonare, de un control al statului, de controlul prețurilor pe termen foarte lung, de tăierea accizelor. Dar care din variantele astea este corectă? Da? Și în ce măsură poate funcționa? Lângă mine astăzi, jurnalistul Mihai Nicuț. Mulțumesc că ai venit, Mihai. Bună ziua, bine ai venit la România în direct. Bună ziua ție și celor care ne ascultă la ora asta. Ce trebuie să știți despre invitatul meu? Mihai Nicuț este jurnalist de 20 de ani. Dacă 25 aproape. 25 aproape, și specializarea lui este chiar acest domeniu. Știți că noi am mai vorbit. Este unul dintre jurnaliștii specializați în energie. L-ați auzit deseori și în programele Deșteptarea sau îl vedeți la televizor. E redactor șef al site-ului economica.net, pe care vi-l recomand cu căldură, și fondator al produsului jurnalistic care se numește e-energia.ro. E un site care se adresează în general mediului de business și celor care decid în piața energiei, dar și publicului larg care vrea să cunoască problemele mai în detaliu. Așadar, un site de specialitate, ca să-i spunem așa. Imediat vă adresez întrebările și dau și numărul de telefon. Știți cum e, discuția în trei merge un pic mai încet decât de obicei. Dar înainte, hai să stabilim niște lucruri. Mihai Nicuț, ce zice ordonanța de azi? Sunt câteva lucruri foarte clare, în primul rând pentru consumatorii casnici. Prețul la energie electrică pentru consumuri de sub 100 de kW pe lună se plafonează la 68 de bani, între 100 și 300 la 80 de bani și peste 300, asta e, se plătește prețul de contract. La gaze nu mai există plafon de consum până la care să se aplice plafonul de preț. Deci oricât veți consuma, veți plăti cel mult 31 de bani începând cu 1 aprilie. Asta este pentru oameni. Pentru companii, la fel, se va plăti un preț de 0,37. Companiile care nu sunt foarte mari consumatoare de gaz și energie electrică, pentru că le au scheme de sprijin dedicate, se vor plăti 37 de bani pe kilowattoră de gaz și se va plăti un preț de 1 leu pe kilowattoră de energie electrică. Asta este în mare. Dedesubturile sunt multe. Pentru a se ajunge la astfel de plafoane de preț, ele sunt sub prețurile de piață în momentul de față și o să discutăm și despre piață. S-au întâmplat anumite lucruri care, mă rog, din punctul de vedere al business-ului nu sunt neapărat ok, dar sunt haide să spunem cumva necesare în contextul complicat în care ne aflăm, cu o criză energetică, cu un război lângă noi. Și anume s-a plafonat, s-a reglementat prețul producției interne de gaze naturale pentru populație și pentru producătorii de energie termică.
la 125, respectiv 250 de lei pe megawatt. Sunt prețuri mult sub prețurile europene. Într-adevăr, în acest moment ne bazăm pe faptul că avem o producție de gaz care ne asigură undeva la, haideți să spunem, 75% din tot consumul național, discutăm an-an, pentru că iarna importurile sunt mai mari, dar vara importăm doar pentru înmagazinare, deci vara ne putem descurca. Și cam astea sunt în linii mari. Stai un pic, Mihai Nicuț, că mă întorc la o informație care e importantă pentru mulți dintre noi. Deci, cine are peste 300 de kW la curentul electric? Cine are peste 300 de kW, cel puțin din interpretarea mea, acum o să vedem cum se aprobă, cel puțin pe ce am citit eu și a fost pus în dezbatere publică, cine are peste 300 de kW plătește prețul întreg. Ok. Pe lună. Pe lună, da, ca să rețină lumea, pentru că știi ce s-a întâmplat acum o lună, două, lumea a rămas fără prelungiri de contracte și au primit prețuri foarte mari. Da. Și se bizuiau pe plafonare. Deci... Da, este adevărat, au fost destule neclarități, deși, de principiu, pentru oameni, legea a fost foarte clară. Plafoanele acestea sunt în vigoare și acum, deci nu sunt noi. Ce este nou este faptul că nu se vor mai acorda compensări la factură, asta este clar, va fi doar un preț plafonat la același nivel pentru populație, cumva, și de acum încolo. Ba chiar mai redus la 0,68 pentru cei care consumă foarte puțin. Acum, să ne înțelegem, 0,68 este prețul care se plătea în 2020. Deci, okay, pentru cei mai, haideți să spunem că cei mai puțin favorizați dintre români, care au și consumul de energie electrică destul de mic, statul a avut grijă să nu există niciun fel de povară suplimentară. Dacă azi, Mihai Nicuț, mie mi se termină contractul, să zicem, la 1 aprilie mi se termină contractul, dar eu sunt un consumator de peste 300 de kW lunar. Mă duc în piață cu contracte cam la ce prețuri? Putem să prețurile în piață merg de la chiar 68-69 de bani pe kilowatt la cel mai ieftin furnizor, care este și cel mai mare producător de energie din țară, la hidroelectrica. Contractarea merge mai bine. Asta trebuie să știe oamenii, pentru că câteva zeci de mii s-au dus, dar s-au plâns, pentru că luni de zile n-au putut să meargă, nu le mergea site. Au o aplicație informatică acum, merge totul, e la 4-5 click-uri de vii client. Deci plecăm de la 0,68 și ajungem până la sky's the limit. Undeva prețuri de 1 leu, poate 1,20, 1,40, 1,50. În momentul de față în piață. Prețurile de serviciu universal, cele care sunt plătite acum de cei care nu au făcut niciun fel de alegere, sunt undeva la, pentru București, la 1,37. Da. Uite, eu imediat trecem la întrebări. Da. 0372069599 e în felul următor. Puteți să sunați să vorbiți cu noi. Ce măsură așteptați de la guvern pentru micșorarea prețurilor la curent, benzină și gaz, da? Sunteți de acord cu controlul prețurilor de către stat în modalitățile enumerate, da? Plafonare, tăieri de accize, știu eu, sau piața trebuie să funcționeze cât de cât liber? Deja vedeți că avem o parte din piață care va funcționa liber. Și, de asemenea, vreau să știu de la voi cum vă explicați prețurile mari, deși România este producător de petrol, gaze și curent electric, da? E un comentariu pe Facebook, așa, zice, fură ăștia ca în codru, știi? Asta e o bază bună de discuție, pentru că oamenii se gândesc că cineva fură, uite, rămânem la curent electric. Pe traseul ăsta, cine încasează cei mai mulți bani? Cine e profitorul? În momentul de față, știu, domnul ministru a avut grijă al energiei, chiar a avut grijă să spună că toți furnizorii sunt hoți. Evident, nu e adevărat. Bun, nu înseamnă că toți sunt onești, da. Corect, nu trebuie să mergem nici în partea cealaltă, că toți sunt hoți. În momentul de față, din cum se formează prețul, eu pot să vă zic că marea majoritate a ceea ce plătiți dumneavoastră acasă este prețul producătorului, pentru că a crescut foarte mult prețul energiei în piețele angro, și în România și în afară. România are niște cauze specifice pentru care a crescut și care țin de problemele acestui stat și al acestei societăți, dacă mă întrebați pe mine, cumva. Noi suntem într-un grav deficit de generare de energie electrică de mulți ani de zile, investițiile sunt foarte puține, pentru că statul a tot schimbat regulile în timpul jocului. Eu vă aduc aminte că, în afară de cele două reactoare de la Cernavodă, începute în perioada comunistă și date, haideți să spunem, în folosință, vorbim de unități mari, în 96 și 2007, mai avem o singură investiție mare, vorbim de capacități de bază, nu de regenerabil, mai avem o singură investiție mare, o centrală a Petrom, care este și producător de gaze, dar
Deci această nu producem destul. Această cea mai nouă are 11 ani deja. Deci noi în această situație suntem. Suntem într-un deficit de generare. Ce a fost s-a închis din diverse motive. Dacă mă întrebați pe mine, unele inclusiv din aceste motive populiste, și mă refer mai ales la centrale electrice de termoficare din vreo 10-15 orașe, unde acum lumea se încălzește cu gaz, gazul este scump. Vedeți, București are un foarte mare avantaj. Bine, dacă ar fi prețul la căldură plătit de bucureșteni, ok, este profund subvenționat, dar este mult mai mic decât prețul care este plătit de locuitorii altor orașe, unde ceturile au colapsat și se încălzesc cu gaze, da? Deci este undeva la jumătate, o treime. Că la București ar fi cărbune. Ok. Este, nu, sunt centrale termoelectrice pe gaz, dar ele produc energie electrică și termică și încă funcționează. În București încă funcționează, problema este la rețea, care trebuie cumva reparată. Ok, 0372069599, dacă ești de acord, pornim dezbaterea cu ascultătorii noștri. Atenție, nu vorbim doar de curent electric, puteți să vă alegeți tema, că în principal discuția e și aceeași. Puteți spune și la benzină, avem petrol în țară, aici curent electric v-am explicat, cu gazul e la fel, avem cantitate chiar mare și plătim destul de mult, mă rog, acum o să fie plafonat. Sorin, salutare, ești la România în direct, de unde începem? Bună ziua! Da, o să mă rezum numai la curent. Ideea este în felul următor. Deci eu, din experiența mea, știu un lucru. Un producător, în momentul în care vrea să vândă pe piață de mezeluri, să spunem, da? Ca să ne îndepărtăm și să facem o paralelă, vrea să vândă pe piață, printr-un magazin, prețul produsele sale, categoric le va vinde la un preț mai mare decât vinde la distribuitor. De ce? Ca să nu îl descurajeze pe distribuitor să-i mai ia marfa. Și acum revin la curent. Hidroelectrica, concret, da, vinde la un preț, ei sunt cu 0,68. De la 1 ianuarie am aflat de treaba asta prin relații, că vinde la 0,68, face contracte la 0,68, la liber, la oricine, dar numai cine știe. Așa, și mă gândesc că hidroelectrica la prețul ăsta de 0,68 face un profit pe care și l-a propus să fie și e mulțumită. Întrebarea este, de ce trebuie să vină statul să intervină cu tot felul de mijloace de a ține prețurile jos, când hidroelectrica, cea care este statul, poate să vină și să-și promoveze în rândul populației acest preț de 0,68, astfel încât să ia cât mai mulți clienți de la ceilalți furnizori de energie electrică, care știm foarte bine că au capital străin și profiturile lor Dumnezeu știe unde se duc. Și în felul ăsta, în momentul în care vii cu 0,68, îți vinzi toată marfa, deci toată producția lor, dacă și-ar vinde-o la 0,68, bănuiesc că ar fi mulțumiți, că doar de-aia au făcut oferta asta, n-ar mai trebui să vândă la terți, ca ăia să-și mai pună adaosuri și așa. Hai mai să vedem cum e. La prețuri de un leu. Am înțeles teoria. Stai un pic cu noi la telefon. Stai. Stai să primești un răspuns, deci că poate. Deci asta eu nu înțeleg. Deci okay. Explicăm. Da, Sorin, stai cu noi. De ce a trebuit să aflu prin terți, prin cunoștințe, nu? Care ne-au și zis, zice, bă, vezi, nu mai zice chiar la toată lumea. Da. Și mai mult decât stai, atât, Sorin, am fost la ministrul, și aici a vorbit ministrul de nenumărate ore, adică a zis și da, în emisiunea. Da, de ce asta. Nu se poate face o mediatizare, cum ONU poate să adică să faci o campanie de promovare. Da, de ce okay. Nu? Stai un pic, da, adică hai să-ți răspundem. Și nu putem? Stai să-ți răspundem, e da. 0,68. Întrebarea este bună, dar din păcate realitatea nu poate fi cum vrea ascultătorul nostru și o să explic de ce. Dacă hidroelectrica ar vinde la acest preț, care este bun, da, este bun, este 0,21 prețul energiei active, 0,251, mă scuzați, exact, fără tarife și taxe, dacă ar vinde la toată populația la acest preț, hidroelectrica nu ar mai putea vinde energie în piață pentru ceilalți consumatori, pentru consumatori industriali, care ar cumpăra la prețuri mai mari, la prețurile de piață ale celorlalți. Asta este una. A doua, businessul de furnizare la clientul casnic pentru hidroelectrica este unul destul de marginal și dumneavoastră spuneți că ar trebui să fie mai mare. Dacă aș fi director la hidroelectrica,
haideți să spunem, și aș acționa pe baze, pe bazele pe care le funcționează o societate comercială, spune că pentru mine, care mă costă undeva la 113-114 lei să produc megavatul ăla, să vi-l vând dumneavoastră cu 251, da, este o afacere, dar eu pot să-l vând în piață cu 700, cu 800. Ba chiar în piața de echilibrare undeva cu 1000. Pot să-l vând în piața spot undeva cu 2200 când e nevoie de el. Vedeți? Adică trebuie să ne gândim și la interesul atunci, producătorului. Am înțeles. Și atunci ce facem? Venim în sprijinul cui? A unei companii care oricum face profit, face profituri uriașe, dă salarii uriașe și nu ne interesează de oameni, că ajung la un leu și începem să plafonăm prețuri sau să le compensăm la furnizorii externi din buzunarul tot al nostru, că le dăm diferența, că le-am plafonat prețurile și le dăm noi diferența de unde? Tot din banii pe care îi facem prin hidroelectrica. Deci ce luăm pe mere, dăm pe partea elaltă pe pere și unul la mână și doi la mână, n-am ajutat populația cu nimic. Populația este... Nici nu știu. Habar n-au de treaba asta. Că oamenii nu știu de... pot să înțeleg. Că oamenii nu știu de oferta hidroelectrică, din păcate a fost destul de mediatizată, dar oamenii, din păcate, poate că nu în totalitate se uită unde trebuie. Nu toți se uită unde trebuie. Sunt conectat la maxim, credeți-mă, la tot ce se poate. Încerc să filtrez cât se poate de mult. Eu nu am văzut mediatizată treaba asta. Nu există reclamă per se, cum există la alte companii. Da, într-adevăr. Într-adevăr, și probabil că hidroelectrica nu și-a făcut această reclamă pentru că mi-închipui că, așa cum v-am zis, nu vrea să vândă toată energia la acest preț, care este un preț artificial sub piață. Repet, lor le asigură profitul, dar este totuși un preț care nu este cel de piață și care afectează pe ceilalți. Întrebarea care se pune aici este despre rostul statului. Sorin, o secundă. Întrebarea este despre rostul statului. Când ai o problemă socială declanșată de prețul curentului, statul are o pârghie. Întrebarea e până unde o folosește și cum o gândește statul pârghia asta. Depinde până la ce nivel dorește. De ce nu se duce atunci hidroelectrica cu prețul un pic mai sus, să zicem, dar nu 0,25, să zicem 0,30, care tot ar fi decent. Să mai aibă un pic de marjă unde să mai dea ceva discounturi la terți. Și mai sus, la 0,35. Ok, este... Eu lucrez în vânzări. Sunt inginer de meserie. Nu mă pricep la economie, dar încerc să le potrivește. Încerc să reglez piața pe pârghii economice. Te duci cu prețul undeva mai sus, dar să fie suportabil, să poți să dai discounturi la terți, ca să zică și aia, da, domnule, câștigăm și noi ceva și suntem și noi cât de cât mulțumiți, cu toate că noi nu ar trebui să-i mulțumim pe de-al de ON și ENGIE și alții care sunt capitaluri străine și își duc banii pe afară, dar hai să zicem, ca să păstrăm echilibru în piață, da, le dăm și lor să câștige și ei, ne ducem și noi prețul un pic mai sus, avem de unde să le dăm și lor, dar să fie și lumea mulțumită și să reglează piața pe pârghii economice. Dar eu am impresia că, de fapt, toți conducătorii noștri știu foarte bine treburile astea, că nu este reglată pe pârghii economice și așa cum a început domnul Cătălin, cu citatul de la un alt ascultător, se pare că toți fură prin alții străini, că sunt băgați peste tot. Știm cu toții că au influență în consilii de administrație și probabil că sunt mituiți după părerea mea. Nu, e mult. Nu există dovezi pentru așa ceva. Și să nu zică nimica, știți? Adică aici... hai să plafonăm că e mai ușor și ne băgăm în... Nu, eu vă spun să vă gândiți la altceva. Mulțumesc tare mult, Sorin. Adică acuzația de furt este o acuzație așa, dintr-o zonă tulbure, care nu are legătură cu discuția asta, că nu funcționează așa, dar v-aș recomanda să vă gândiți mai curând la câștigurile pe care le are statul român din toată această transportare de prețuri. Da, hidroelectrica a făcut un profit record, dar atenție, repet, România consumă undeva la 60 de teravați de energie electrică. Hidroelectrica produce într-un an bun 14. Dacă toată producția hidroelectrică o luăm la preț de... A fost reglementat până în cu ordonanța Dragnea cu OUG 114. Au fost obligați să vândă undeva la 115 lei, dacă mi-aduc eu aminte. Bun, deci dacă punem acest producător al nostru să vândă ieftin, să câștige toată populația, da, să nu ne mai plângem și să plătim această factură care cred că acum ajunge la echivalentul la 3 pachete de țigări, da? Ce se întâmplă cu restul?
Da? Adică pentru că hidroelectrica nu mai poate vinde în piață energie la un preț mai mare sau la un preț, nu mai are. Nu mai poate să vândă producătorilor din industrie, nu mai poate să vândă consumatorilor mari din industrie. O companie similară avem? Din păcate, cea mai... nu avem. Adică la costuri atât de mici, hidroelectrica este singura a statului român. Complexul energetic Oltenia, care acum începe din nou să producă mai mult, pentru că energia pe cărbune a devenit din nou la aceste prețuri, este din nou profitabilă, chiar și cu costul certificatelor de emisii, nu produce cât hidroelectrica și produce la cu totul alte costuri. Mai avem nuclear electrica, centrala nucleară, care, la fel, nu are, are costuri undeva la dublu și ceva față de hidroelectrica. Dar, repet... deci, asta-i pârghia cea mai bună, repet, da? Este un preț de piață. Nu putem, nu putem într-o țară din Uniunea Europeană să punem toți producătorii să-și vândă la preț de cost plus 5% pentru o anumită categorie. Și vă spun și de ce este o piață liberă. La un moment dat, dacă se întâmplă lucrul ăsta, se poate exporta toată energia, da? Pentru că vine cineva și cumpără, pentru că este mai ieftin la noi decât în altă medicamente. Parte. Bogdan... și ajungem inclusiv la scandalul cu ce s-a întâmplat cu carburanții, pentru că a fost aceeași cauză. Bun, hai că o să vorbim și de benzină. Sper să ne legăm de o întrebare, dacă nu o să revin eu la chestiunea asta. Hai să vedem Bogdan, care așteaptă de ceva vreme pe fir. V-am spus că e mai complicat când discutăm în trei părți. Salut, Bogdan! Bună! La ce ne oprim? Problema la curent am depistat-o și eu cel mai tare. Așa. Adică nu mi se pare ok ca statul să... oricum statul pierde niște bani în perioada asta din investiții care oricum nu le face. Deci nu-i plâng pe stat foarte tare că trebuie să compenseze diferența de preț. Dar eu zic că statul ar putea să ne ajute altfel. Să impozite mai mici, impozite pe să avem veniturile mai mari. Pentru că trebuie să fim realiști că vom cumpăra totul la prețurile de Uniunea Europeană. Dacă ne aliniem acolo, dar hai să aliniem și veniturile. Și aici trebuie să ne ajute statul. Din punctul meu de vedere, aici, stai puțin ca să vedem exact la ce ne referim. Impozitele sunt mici, al naibii în România sunt 10%, ce te doare pe tine este taxarea muncii, de fapt, celebrul taxarea ceasă. Muncii, taxarea muncii. Acolo e durerea mare, că în rest o să vină statul și o să zică, Bogdane, ți-am dat 10%, e... mai jos de atâta nu pot să-ți dau. Dar la taxarea muncii statul compensează. Și ai vrea să dea jos de acolo? Cred că nebunește domnul Căciu când are de plătit, de făcut bugetele pentru pensii. Nici pe domnul Cîțu nu l-am văzut. L-am văzut palid la față zilele astea când se vorbește de tăierea unor impozite. Știi de ce? Pentru că statul român acum se împrumută cu cele mai mari dobânzi din... nici nu știu, 12 ani, 13 ani. Da, creșterile costurilor de finanțare este ceva ce se întâmplă de 2-3 luni de zile, într-adevăr, pentru că este o situație complicată în toată lumea. Acum, ce își dorește ascultătorul nostru? Da, desigur, toți ne dorim să plătim taxe mai mici, dar țin să atrag atenția asupra unui lucru, pentru că scăderea contribuției de asigurări sociale înseamnă pentru fiecare o pensie mai mică. Da? Deci, ne asumăm. Vom primi o pensie mai mică în viitor ca să câștigăm acum mai mult sau nu? Bogdan aici, să zică el. Băi, din punctul meu de vedere, dacă ajungem la anii 70 de ani să ieși la pensie, nu știu câți din noi vom mai apuca pensia. Important e să putem trăi bine până la vârsta de pensie, încât să ne putem face și o rezervă din punctul meu de vedere. Eu mi-aș dori ca totuși speranța de viață în România să crească astfel încât cât mai mult să mâncăm din partea statului român, ca să zic așa popular, cât mai multă pensie. Aș dori și eu să mănânc pensie măcar 20 de ani, dar nu știu dacă vom apuca, din păcate. Dar să știi că e interesant abordarea ta, pentru că e primul care vorbește într-adevăr că păi, până la oprirea prețurilor trebuie să ne creștem veniturile sau producția. Sau lucrurile care să regleze. Trăim într-o globalizare până la urmă. Prețurile nu pot fi diferențiat mult între state, plus minus, dar tot exact, dacă noi vom vinde cu 20 de bani kilowattoră, o să-l vindem spre Ungaria și spre alte state care la ei va fi 60 de bani. Tot nu-l vindem aici, vom exporta și ajungem iar la export și vom urla că suntem mari exportatori și noi nu mai avem pentru noi ieftin. Da. Mulțumesc tare mult, Bogdan. Mihai Nicuț, el este jurnalistul care se află alături de mine, spunea așa că la benzină a fost aceeași situație, că ne-a plecat benzină
către alte țări? Nu, sau cum? A fost aceeași cauză. O să explic imediat. În momentul de față, când a văzut că prețul benzinei este undeva la 8 lei, crescuse la 8 lei și ceva, s-au ieftinit carburanții în România, da, destul de puternic, 25 de bani în 3 zile, consecutiv. Asta ca să se liniștească cei care se plâng că, domne, s-a ieftinit petrolul, de ce nu se ieftinește și benzina? Am zis, aveți puțină răbdare că se va ieftini. Se ieftinește. Bun, ce s-a întâmplat acum o săptămână, în data de 9, cu acele cozi absolut incredibile la benzinării. Lângă noi avem o țară care se cheamă Ungaria, care Ungaria a aplicat o politică pe care mulți români și-ar dori-o. A plafonat prețurile la benzină și la motorină. Dacă vă uitați acum pe statistici, o să vedeți că în Ungaria prețul la benzină și motorină este undeva la 1,30 euro, iar în România este undeva la 1,55 euro, 1,60 euro. După ce a plafonat prețurile, ce s-a întâmplat? Compania petrolieră maghiară, care are și o rețea de 200 de stații din România, a început să aibă pierdere în Ungaria, undeva la 7 cenți pe litru. Pentru că și Ungaria importă petrol pe care îl rafinează. Petrol este la preț de cotație. Nu-i vinde cu cineva Ungariei mai ieftin pentru că Ungaria a plafonat prețurile. Exclus. Ăla e preț de cotație, deci compania trebuie să-și asume, haide să spunem, gaura. Asta s-a suprapus peste o creștere a consumului, pentru că a apărut în Europa așa numitul turist de benzinărie. În granițele, în zonele de graniță, foarte mult s-au dus să alimenteze în Ungaria, de exemplu, inclusiv din România, inclusiv din Austria, pentru că era prețul mai mic. Deci a crescut consumul. A mai crescut consumul și pentru că Ungaria este tranzitată masiv de către refugiații, care, normal, alimentează în Ungaria, că e mai ieftin, cu 20 de cenți, da? Și s-a întâmplat ca această companie să-și anunțe unul dintre clienții mari din România de flotă, că, din păcate, nu mai poate livra în România motorină undeva la cât livra 8 lei pe litru și că s-ar putea ajunge la 10 lei. Da? De ce s-a întâmplat asta? Pentru că nu mai există, asta este pericolul plafonării unui preț. Penuria, apariția penuriei. Da? S-a consumat acolo și nu mai avem atâta să vindem și în România la acest preț. Ei nu au profitat neapărat, nu au fost niște hoți, ca să spunem așa. Pur și simplu a fost un semnal pentru consumatori, de genul, nu veniți la noi că nu mai avem. Duceți-vă la ceilalți care au prețuri mai mici. Da? Și de aici s-a creat toată nebunia, cozi, și s-a zis că noaptea aia se scumpesc carburanții cu 3 lei pe litru. Este incredibil și este neadevărat. Adică dacă mai aude cineva vreodată că în România cresc prețurile la carburanți cu 3 lei pe litru, poate să creadă că e o minciună 100% din acel moment. Imediat o să te întreb de ce nu se scade și TVA-ul, că scrie lumea pe Facebook, dar să-l auzim pe Adrian. Salutare, Adrian, mulțumesc pentru răbdare, ești la România în direct. Benzină, curent, gaz? Curent și gaz deocamdată. Bună ziua, mă bucur că am intrat la dumneavoastră în emisiune. Vreau să mă refer la două situații concrete ale familiei mele. Cred că toți consumatorii din România, indiferent de curent sau de gaz, sunt în situația mea, adică în acest moment avem niște contracte în delurare. Eu la gaz pot să spun companiile. Da, de acum nu mai are importanță, știm cu toții. Am înțeles. Deci la gaz, la NG, am un preț de 0,18 lei pe kilowatt, care este mult sub 0,31, care este valabil mult după data de 1 aprilie, iar la Electrica am de la 1 ianuarie 1,07, care este mult peste prețul care va fi de la 1 aprilie. Întrebarea mea este, această ordonanță a guvernului, această reglementare vine și se aplică peste contractele aflate în derulare între două părți? Nu, așa, nu intră peste contracte, nu? Da, nu intră peste contract. Prețul dumneavoastră la gaz, dacă este sub, va continua să fie sub, în afara situației în care furnizorul dumneavoastră Engie decide peste contract să-l crească, ceea ce nu cred că are cum. Exact, adică, ceea ce ar fi cumva ilegal, îi dați în judecată eventual. Deci nu, și nu cred că o vor face. Deci prețul dumneavoastră de contract, dacă este sub prețul plafonat, rămâne până când vă expiră. În partea cealaltă, chiar dacă veți avea la energie electrică un preț maxim plafonat, vi se aplică în continuare prețul din contract, dar în acel moment, dumneavoastră, ca client casnic, puteți denunța oricând contractul pe care îl aveți cu furnizorul dumneavoastră și să mergeți la alt preț în piață, care va fi cu siguranță
în ofertele de atunci vor fi cu, ținându-se cont de prețul plafonat. Deci la 0,31. Stai un pic, ca să înțeleg. Pardon, 0,68 sau 0,80. Adică, deci în situația mea, cu siguranță, este toată populația țării. Toți avem contracte în derulare, nu? Da, adică, dar unii sunt sub... Această ordonanță de urgență? Nu înțeleg ce plafonează. Plafonează prețul final pe care îl plătiți, prețul final maxim pe care îl plătiți dumneavoastră. Păi și dacă toți suntem sub contracte, ce? Depinde. Schimbați, ori vine, încă nu s-a discutat, dar sunt două variante. Ori vine furnizorul și vă ajustează prețul de contract, să vedem exact cum se va da pe metodologia NRE, ori dacă se modifică contractul. Probabil, în jos, ori dacă nu se întâmplă asta pe contractele în derulare, dumneavoastră automat vor apărea ofertele celorlalți furnizori cu acest preț maxim de 0,8 sau 0,68 și dumneavoastră veți intra acolo. Sau dacă nu se întâmplă așa ceva, plătiți prețul de contract și după care plătiți practic... De fapt, nu plătiți. Ar trebui să plătiți prețul de contract, dar nu îl plătiți pentru că furnizorul vă face, vă face o compensare, practic, și veți plăti doar prețul plafonat. Ceva îmi scapă. Nu este încă clar. Nu este încă clar pentru că ordonanța nu este dată. Câte lume este în necunoștință de cauză în acest moment, nu mă refer la mine, trăiesc într-un oraș mare, sunt conectat, să zic așa, la internet și la restul, dar... Deci toată lumea are contracte. Luna da. Este convinsă că de la 1 aprilie va plăti 0,31 la gaz și 0,8 la energie. Atenție. Dacă prețurile sunt sub, nu trebuie să plătească atât. Dacă prețurile sunt peste, ordonanța spune că vor plăti cel mult atât. O să vedem sub ce formă. Fie se ajustează în jos toate contractele. Mai era o condiție acolo. Da, de consum. De consum. De consum. Da, că da, dacă... deci e, de consum. La energie electrică este până în 300 de kilowatt, asta nu se dacă pune problema, ai... consum până în 300. A, tu bun. Consum până pe 300, atunci cine are peste 300, nici este preț de piață. E preț de piață. Deci tu da, consum până în 300. 100 și 300. Bun, dacă consumați sub 300, consumul dumneavoastră începând cu luna aprilie trebuie să fie plătit de dumneavoastră la 0,80. Trebuie să vedem cum se va face acest lucru. Fie vă vine automat de la furnizor noul preț, fie se ajustează automat contractul, astfel încât dumneavoastră să plătiți atâta, iar să fie o compensare în factură pe care furnizorul o să o primească de la bugetul de stat. Nu veți plăti mai mult decât prețul plafonat, indiferent de modalitatea prin care se va face acest lucru. Asta este clar, de la 1 aprilie, dacă contractele au un preț mai mare decât prețurile maxime plafonate de către stat, se va plăti la prețul plafonat de stat. Deocamdată nu se știe cum, dar cu siguranță așa se va întâmpla, că de asta e dată ordonanța. Da. Mai era o chestiune, Adrian? Sau am reținut da. Eu greșit? Spuneai da, că, da. Spune că mai e o chestiune? Te rog. Nu, atât. M-am referit la gaze și la energie. Am înțeles. Mulțumesc tare mult. Asta e important pentru toată lumea. Să nu uitați că e vorba și de un consum, da? Da. Adică cine consumă peste 300 de kilowatts, momentan, din ce scrie, să vedem adoptată astăzi, pentru că, repet, noi vorbim pe un draft aflat în dezbatere publică, astăzi ar trebui să adopte. Cine are peste 300, eu am înțeles că va plăti prețul pieței. Nu pe diferență, pe tot consumul, atenție. Angela, o secundă de răbdare, pentru că vreau ca Mihai Nicuț de la economica.net să răspundă unei întrebări care vine de pe Facebook. De ce nu taie statul TVA și toată lumea ar fi... Da, este o întreagă discuție cu tăiatul acestui TVA. Polonezii au făcut-o la benzină, TVA-ul este zero și au niște prețuri reduse, n-au intervenit în prețul de piață, au tăiat doar taxa. Polonezii se pare că și-au permis. Vedeți dumneavoastră că statul român este prins într-o menghină, adică dacă taie TVA-ul, care este una dintre cele mai importante surse de venituri bugetare, automat nu-și mai poate asuma aceste cheltuieli, mare parte din aceste cheltuieli. Pe de o parte, ar fi mai bine, pentru că automat scade prețul la consumatorul final, deci nu mai trebuie să mai compensez, să bag în buzunarul celălalt și să dau cu cealaltă mână pe compensare. Pe de altă parte, scăderea TVA nu se aplică la firme, pentru că la ei sunt plătitori, neplătitori de TVA, ei îl dai la firmă, nu contează. Contează însă, într-adevăr, la consumatorul final. De ce nu scade, dacă mă întrebați pe mine, să dau un răspuns în locul domnului ministru de finanțe?
Probabil pentru că este nevoie de foarte mulți bani în momentul de față pentru a se plăti, a se acorda compensații ca să rămână prețurile la aceste materii prime și energetice la un nivel rezonabil. Nu uitați că statul român e un mare consumator de bani pe un sistem administrativ nereformat și toate... Trecând peste că avem 1.600.000 de bugetari, și, da. Pensiile care sunt... sunt plătite foarte mult, dar sunt foarte mici, că sunt pe o inechitate cumplită. Angela, salutare, ești la România în direct, mulțumesc pentru răbdare. Bună ziua, vă așteptam cu mare nerăbdare. Sunt un mare fan al emisiunea dumneavoastră. Am și o mică, mare problemuță. Deci am lucrat cu soțul în străinătate vreo 7 ani de zile. Ne-am cumpărat un lot de casă, ne-am făcut o casă, în fine, astea sunt detalii. În zona respectivă, administrația, ca de obicei, n-am avut lumină și apă. În sfârșit, apa ne-am tras, ne-am făcut puț, am făcut noi ce am făcut. Lumina. Eu m-am mutat în iunie, acum 6 ani, și lumina mi-a venit în octombrie anul trecut. Deci am fost obligată să îmi fac un sistem de fotovoltaice, în ideea în care eu am stat din iunie și până în februarie anul următor fără curent pe un generator cu un copil de 5 ani. Ok. Nu asta este problema. Deci n-am descurcat cum am putut. N-am mai făcut nimic la casă și ne-am pus 6 panouri fotovoltaice. Cu niște acumulatori pe bază de gel, cine știe, știe ce zic, n-am fost informată cum se utilizează respectiva instalație care am făcut-o, am pierdut niște acumulatori de vreo 120 de milioane, asta am trecut și peste asta, am văzut că nu facem față la consumul din casă, numai cu fotovoltaicele cele că am avut în anul respectiv, o iarnă care o săptămână n-am văzut soarele și nu încărca de nicio culoare și n-am mai strâns un pic și am pus și o eoliană de 3 kW pe oră. Deci problema sunteți... nu este asta. Problema este că din momentul în care a venit Enelul, eu mi-am tras și de la Enel pentru că nu era constant. Nu aveam bani să mai cumpăr alți acumulatori de mare capacitate ca să poată întrețină toată, să-mi poată acumula toată producția care o am. Am reușit și ne-am tras de la Enel. Am treptat, n-am mai putut să folosim pentru că s-au stricat acumulatorii pe care îi cumpărasem și nu mi-am mai permis să cumpăr alții. Și problema în momentul ăsta este că ai două surse? Aș fi dorit să devin coproducător. Adică să dau la Enel tot ce producă, este foarte mult, dar știu că se poate. Dar societatea respectivă care mi-a făcut mie sistemul, nu mi-au dat un certificat verde. Și umblu de aproape un an de zile ca să iau certificatul respectiv ca să pot să devin coproducător, ca să pot să mai investesc, adică să iau niște acumulatori și să dau... Și la Enel tot ce producă este foarte mult. Acum vreo 2 zile mi-a bubuit o baterie din cauza că ea consumă mult fiind în Dobrogea, în Constanța. Și este foarte puternic. Mulțumim tare mult, Angela. O să-ți dăm un răspuns scurt că luăm publicitate imediat după. Dar te rog, Mihai. Doamna vrea să devină prosumator, da? Deci vrea să-și obțină un certificat de prosumator. Enel, dacă ne ascultă, ar fi bine să-i elibereze cât mai repede. Astfel încât doamna, în momentul în care consumă cu instalația fotovoltaică și eoliană a domniei sale, consumă sub ce produce, poate că este soare afară și bate vântul, să nu ia din rețea și atunci când consumă când consumă sub ce produce să dea din rețea și când consumă mai mult că poate nu e soare afară, să ia din rețea. Se poate, Enel, dacă ne-a auzit, poate ar trebui să se grăbească. Să-i rugăm și pe colegii noștri să ducă această veste mai departe, că nu prea înțeleg eu rostul să ții oameni care au soluții și idei să-i ții în afara pieții. Luăm publicitate, Lucian, știu că ești acolo, emisiunea se prelungește și după ora 14, jurnalistul Mihai Nicuț de la economica.net este alături de noi, revenim în 2 minute. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.
România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Ediție specială de România în direct alături de jurnalistul Mihai Nicuț, redactorul șef al site-ului economica.net. Explicații despre prețul curentului, benzinei și gazului din România. Lucian, salutare, ești primul după ora două, mulțumesc pentru răbdare. Bună ziua, domnule Cătălin, bună ziua invitatul dumneavoastră. Aș avea două probleme de discutat cu noi astăzi și cred că compensarea, cum a fost gândită, este puțin greșită în anumite cazuri. De exemplu, vă dau exemplu personal. Mi-am construit o casă lângă Bacău, locuim 5 persoane. Suntem două familii, împreună cu părinții mei. Noi, în momentul de față, la o casă normală, din 130 de metri pătrați, depășim acel prag și la energie electrică și la gaz. Noi, eu mă văd acum puțin discriminat. Că vă... Da, și aveți dreptate. Dacă țineți minte, problema asta am discutat-o și cu Răzvan Nicolescu, fostul șef al ANRE-ului european, acum două luni, când a fost în studio, și ne gândeam că în timpul ăsta, că n-ați fost nici singurul, nici primul, ne gândeam că statul găsește o variantă pentru condominii, adică, nu știu. Dar este vorba de altceva. Da. Este vorba de tranșele foarte mici de consum pentru care s-a acordat compensarea. Ascultătorul dumneavoastră, într-adevăr, fără a se considera că este un nabab, da, la 100, la o casă de 130 de metri pătrați, nu a stat în acele tranșe de consum pentru care s-a acordat compensarea facturii, care era destul de mărișoară în perioada noiembrie-decembrie-ianuarie. În februarie și martie, pragurile de consum au mai crescut, deci s-ar putea ca pe aceste luni să primiți, să primiți sumele pe compensare. Plafonarea s-a acordat la toată lumea. E ok, vă mai dau un mic exemplu. În ianuarie eu am avut un consum, la 1 februarie am declarat consumul către Delgaz, aici operatorul pe Bacău este Delgaz. Ei au venit și au citit consumul pe data de 7 februarie, au declarat consumul de pe 7 februarie, iar acum pe factura ce mi-a venit ultima dată, trebuie să dau înapoi bănuții care mi-au compensat pentru ianuarie. Trebuie să dați înapoi compensarea pentru că consumul dumneavoastră a fost peste pragul, consumul... Dar nu m-ați înțeles. Eu în data din 3 februarie, când am făcut raportarea, eu eram în prag. Ei au venit și au citit 7 Au citit apoi. Așteptați să se termine toată schema și probabil că lucrurile se vor compensa pe tot consumul dumneavoastră, pentru că lege scrie că la finalul acestei scheme, deci la data de 31 martie, când se termină vechea schemă și intră noua schemă, se va face o regularizare. Și atunci, pe tot consumul dumneavoastră din această perioadă, dacă ați stat sub cel compensat, veți primi. Dacă nu și ați consumat peste cel compensat, din păcate o să fiți dator la firma furnizoare. Dar problema există. Consumurile de gaze au fost foarte mici când s-a acordat compensarea raportată la consumurile reale din România pentru cei care stau la casă. Și nu neapărat cine stă la casă este nabab. Că asta s-a spus, domne, noi ajutăm pe toți. Bun. Sunt case de 130 de metri pătrați. Exact, care consumă mai mult de 200 de metri cubi, cum a fost cazul în noiembrie trecut. Aș vrea să-i dau un răspuns și primului interlocutor de astăzi. A spus că a găsit pe sub mână asta informația că cei de la Hidroelectrica dau cu 0,68. Ideea e în felul următor. Eu personal, în noiembrie, când am primit acea înștiințare de la Delgaz, la E.ON, de fapt, pe Bacău, că se mărește tariful, am intrat pe portalul ONR, era la liber informația, i-am găsit pe cei de la Hidroelectrica, am făcut
am trimis documentele, într-adevăr, în perioada respectivă am mers mai greu cu contractarea, dar nu, a fost o informație la liber. S-a putut, da. Da, mulțumesc, da, tare mult, mulțumesc tare mult, Lucian. Sunteți alături de Mihai Nicuț, redactor șef al publicației economica.net. Căutăm astăzi răspunsuri la cea mai mare problemă, sau de fapt cea mai mare criză pe care o trece generația noastră în materia acestor prețuri. George, salutare, ești la România în direct. Alo, bună ziua, domnilor, dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră. M-auziți? Da, te ascultăm. Eu nu sunt de acord cu subvențiile. Nu sunt de acord. De exemplu, nu aș vrea să plătesc subvenții, să beneficieze de ele ci protestatarii de la Pungești. Da. Da, pentru cine nu știe, trebuie să explicăm. Pungești a fost o zonă unde s-a dorit, s-a inițiat, s-a crezut la un moment dat că se poate face... Se poate extrage gaz de șist prin fracturare hidraulică de către Chevron, care este una dintre marile companii petroliere din lume, americană. Da. Da. Știm ce spui? Celor care l-au susținut pe domnul Dragnea, care șantajea cu legea offshore, șantajea companiile americane. Asta să știi că dreptul la opinie politică în România este sfânt. Deci trebuie să-i susții. Da. Așa cum... Am vrut să fiu un pic rău. Da, așa cum o doamnă întreba aici de ce consumatorii, persoană fizică, au prețurile mai mici decât companiile, pentru că statul în sine are o gândire socială și ajută persoanele fizice să treacă de perioade de criză diferită. Da, este o anomalie. Da. În toată piața europeană este invers. Dar trăim o situație complicată și în momentul de fapt nu se poate subvenționa toată lumea, asta este clar, nu sunt bani pentru așa ceva. Și ca atare statul și-a ales, ca să zic așa, țintele între ghilimele. Dincolo de asta, George, bănuiesc că asta a fost o glumă, preambulul. Hai la chestiune. Parcă se dau totuși prea multe subvenții. Toată lumea beneficiază. De exemplu, eu din Constanța plătesc subvenție celor din București, din IFO, unde se câștigă cel mai mult din țară, pentru metrou. Da. Adică totuși... Da, e o întreagă discuție și... Nu prea mare. Și mi-aduc aminte de domnul Ioan Nicolae, care primea un preț subvenționat sau la gaze și unde a fost performanța, în momentul în care nu i s-a mai dat, a zis că închide, parcă din ce mi-aduc eu aminte. Așa e. Deci subvențiile astea sunt ca un bumerang sau sunt niște băieți care se folosesc de ele? Totuși nu putem păcăli legile pieței, economiei. La fel a fost și cu motorina. Asta e piața, au crescut prețul, au crescut costurile, automat privatul, nu mi-a plăcut desantul pe care au vrut să-l facă guvernul, mergem peste ei, le facem și s-au dus și au amendat pe alte lucruri. Adică am fost de acord cu domnul Cruz că nu se face așa ceva. La benzinării te referi, da. A fost o acțiune heirupistă. Adică i-au verificat la alimente. Era nevoie de o reacție din partea statului ca să contracareze. Și au găsit-o pe asta. Au trimis ANPC, Inspecția Muncii. Mare lucru nu s-a rezolvat. Nici nu avea ce să se rezolve. Carburanții nu au preț de mercurial. Nu poți să-l acuzi de speculă. Știi unde puteau rezolva? La încălcarea normelor PSI. Că acolo a fost dezastru. Desigur, da. Când au încărcat toți în butoaie, în pubele, în pungi de plastic, pentru că probabil dacă nu li se dădea, ieșea cu bătaie și aveam alte probleme. Mm-hmm. Da, iar nu, tot la fel nu pot să înțeleg, de exemplu, în agricultură, în anul 2020, s-au dat ajutoare pentru înființarea de noi recolte, pentru că a fost secetă. În anul 2021 s-au făcut profit record. De ce nu s-au luat banii aia înapoi? Deci a trebuit să le plătesc eu. Ok, am ajutat. De exemplu, eu sunt un mic întreprinzător. Eu dacă nu am bani să-mi plătesc furnizorii, ori dau falimentul, ori trebuie să vând ceva să fac rost de bani. Ei nu, lor li s-a dat bani de la stat. De ce nu s-au dat înapoi? Adică totuși, eu ca și mic întreprinzător n-am beneficiat niciodată de nicio subvenție. Și totuși m-am descurcat și fac performanță și o să fac performanță. La fel poate să facă și alții. Mi-a crescut motorina, n-am putut să ridic costul de producție, mi-a crescut, dar n-am putut să fac scumpirea în raport cu costul de producție și atunci a trebuit, ca să rămân competitiv în piață, a trebuit să mai reduc din cheltuieri, am mai redus din cota mea din profit și am rămas în piață. Merg mai departe, la fel poate să facă și ceilalți. Adică totuși se fac niște discriminări, niște caste. La noi nu ne deranjează dacă se plafonează prețul, dar să nu fie la produsul meu, să fie la celălalt. Exact. George, mulțumesc. Acum problema cu agricultura e următoarea, că dacă n-ar exista subvențiile astea, ai avea alte probleme de care te-ai plânge la raft. Și așa sunt destul de multe probleme. Înainte de a trece la Daniel, întrebare, că nimeni nu zice nimic și am primit multe mesaje. Oamenii să mai încălzesc și cu lemne.
Da, nu există. Din ce am văzut, nu există o plafonare la prețul masei lemnoase pentru foc. Știu că s-a scumpit. S-a scumpit mai puțin decât gazul, deci iarăși devine cumva mai profitabil dacă ai centrală pe lemne sau... Peleți. Din păcate, poate nu sobă, dar centrală pe lemne și peleți, să te încălzești, e mai rentabil să te încălzești decât la prețurile astronomice de la gaz pe care le-au plătit unii dintre noi. Nu este nimic în ordonanță. Este un ajutor pentru achiziția de lemne în legislația trecută, care a fost dată deja referitoare la consumatorii vulnerabili, dar nu cred că acopere decât foarte puțin din consum. Daniel, salutare, bine ai venit la România în direct. Bună ziua! Te ascultăm. Sunt un ascultător care vă urmăresc de foarte multă vreme și vreau să clarificăm două aspecte. Unul de interes general și unul de interes particular, privat, să spun așa. Cel de interes general se referă la modul în care se stabilește prețul gazului în România. În piață circulă o legendă prin care se spune că prețul gazului se stabilește după prețul bursei din Viena. De ce se întâmplă lucrul acesta? Este parțial adevărat. Prețul gazului nu se stabilește doar în funcție de prețul gazului de la Viena. Și trebuie să vedem de ce gaz vorbim. Gaz vândut a doua zi, gaz vândut peste un an, gaz vândut peste o lună. Deci ține de un preț regional. Într-adevăr contează și prețul de la Viena. În general nu este mai mic decât acolo, dar nu cu mult. Problema care este, și într-adevăr ascultătorul nostru are dreptate, este că taxele din preț sunt stabilite în funcție de prețul de la Viena. Și acest lucru trebuie să dispare și avem promisiuni că dispare. Adică, redevența care se plătește în România și impozitul suplimentar pe producția de gaze, că este un impozit mare, se plătește în funcție de cotația medie a prețurilor spot de la Viena. Este un avantaj pentru stat care câștigă mai mult. Că asta este problema, că uneori înjurăm statul că nu-i taxează pe petroliști care fură și alteori înjurăm prea mult că îi taxează prea mult și crește prea mult prețul gazului. Da? Deci, între aceste două extreme ne aflăm. Și aici unde suntem? Aici suntem la taxare prea mare, asta spune. Există totuși o mică schimbare și un mic avantaj acum în această nouă ordonanță referitoare la plafonarea prețurilor la gaz pentru consumul casnicilor și al producătorilor de energie termică. Redevența se va calcula la aceste prețuri, nu la prețuri de la Viena, deci la prețuri de 150 și 250 de lei pe megawatt, iar impozitul suplimentar pentru cantitățile consumate de populație și de producătorii de energie termică nu se mai plătește. Da, ca să înțeleagă toată lumea, de ce ne-am pus noi la comun cu oamenii ăștia care-i... Pentru că a existat în trecut această gândire, această idee că producătorii, mai ales OMV Petrom, fură. Da? Și ca atare trebuie să-l supraimpozităm. Și l-au impozitat la prețul tranzacțiilor de la Viena, deși prețul de pe piața locală, în general, a fost... Acum este mult mai mic, acum este ceva mai mic. În trecut a fost sensibil mai mic decât cel de la Viena. Okay. Dar impozitul s-a plătit pe tranzacția de acolo, pe prețul de acolo. Daniel, ok? Am înțeles explicația. Ar mai fi a doua problemă pe care vreau să o ridic. Se referă la ordonanța de guvern dată pe 29 sau pe 30 decembrie, prin care se transpune în legislația națională o directivă europeană, care spune că în momentul în care ești prosumator și produci energia electrică din fotovoltaice, o dai la furnizorul de energie electrică vara în speță, iarna urmând să o iei înapoi. Compensarea cantitativă. Așa, compensare cantitativă. Nici până în ziua de astăzi, deci sunt aproape 3 luni de zile, nu se aplică. Nu au apărut normele de aplicare. Așa. Și nu știe nimeni ce să facă. Eu care sunt prosumator și care am investit niște bani, de ce cumpăr energia electrică cu 49 de bani și o dau statului, mă rog, o dau furnizorului meu cu 19 bani? Nu mai este chiar așa. Prețurile s-au mai actualizat, dar aveți dreptate și este o foarte mare problemă. Pentru prosumatori, într-adevăr, trebuia să apară această compensare cantitativă 1-1, a fost și fost ordonanța de urgență a Guvernului. Însă, între timp, lucrurile s-au schimbat pentru că s-a dat o metodologie ANRE care încă nu se aplică, dar se va aplica și s-a spus că compensarea cantitativă se va face doar la prețul energiei active. Ce înseamnă asta? Dacă ascultătorul nostru într-adevăr are dreptate, are un sistem fotovoltaic acasă, da? Să presupunem că a livrat în rețea cu, nu știu,
10 megawați, 100 de kilowați, nu știu, vă alegeți dumneavoastră, mai mult decât a produs, deci a injectat în rețea. El pe compensare cantitativă 1 la 1 integral poate să-și consume înapoi din rețea în 24 de luni, în 2 ani de zile, această cantitate. Atunci când produce mai puțin decât consumă el, când are nevoie. Și ar trebui să se facă cantitativ fără discuție de preț. E, din păcate, metodologia ANR specifică faptul că, da, este o compensare cumva cantitativă, dar nu mai este 1 la 1. Adică, atunci când omul își ia înapoi din rețea energia pe care a injectat-o, va plăti taxele de rețea și tarifele de rețea și taxele. Ceea ce înseamnă ceva, înseamnă 50 de bani, poate pe adică 40-50 de bani pe kilowatt. Nu da. E un partener loial asta. De data asta, de data asta se pare că problema a fost la ANR, care înțeleg că așa a gândit pentru că a respectat niște regulamente. Sperăm ca lucrurile să nu rămână așa, pentru că mai sunt niște legi în ongoing în Parlament, inclusiv cu adresabilitate la prosumator, și lucrurile s-ar putea schimba astfel încât să avem o compensare cantitativă pe bune, ca să zic așa. Daniel, mulțumesc tare mult de intervenție. O să ne oprim aici. Ultima chestiune. Estimări, adică toată lumea se va uita. La benzină, câteva săptămâni o să mergem în jos, da? Sau zile? Sau? Da, probabil zile, pentru că, uitați, am în față un tabel cu cotațiile plat. De ele trebuie să țineți cont atunci când, din păcate, ele nu sunt publice, mă rog, o să le divulg, sper că nu mă dă S&P în judecată. De ele trebuie să țineți cont atunci când vă faceți calculele referitoare la carburant și nu neapărat de prețurile petrolului azi. Da? Ne putem gândi la influența asupra prețului la pompă legate de cât a fost petrolul acum, nu știu, o săptămână sau o săptămână jumate. E, uitați-vă la diesel. Deci, ieri era 948 de dolari pe tona de diesel, cotația plaț mediteranean, cea care contează pentru zona noastră. Astăzi este 1073, da? Și vreau să vă mai spun un lucru. În condițiile în care, acum câteva zile, lumea aștepta benzinarii să ieftinească a doua zi, că s-a ieftinit petrolul, în ziua aia, cotațiile plaț pentru benzinarii și motorine pentru zona noastră au crescut. Pentru că nu este vorba doar de petrol. Noi nu alimentăm petrol la stații. Noi alimentăm produs rafinat, care este cumpărat. Costul transportului a crescut, costul asigurării, în general petrolul de import, 70% din ce consumăm noi vine prin Marea Neagră. Marea Neagră este zonă de conflict. Asigurarea s-a scumpit. Este un deficit de producție în zonă. Rafineriile din Ucraina sunt închise. O rafinerie mare din Bulgaria, știți că este deja, sunt banați cumva, nu producătorii ruși, da, că vrem să scăpăm de ruși. Și este un întreg context în care pune presiune pe această creștere de preț. Părerea mea este că niciodată în România nu vom avea o scumpire sau o ieftinire bruscă a carburanților. De ani de zile de când urmăresc eu această piață, scumpirile, exceptând această situație când au fost într-adevăr 30 de bani, între 30 și 45 de bani pe litru, dar asta a fost o excepție pentru că prețurile au fost ținute jos ceva vreme și comercianții au trebuit într-un final să se alinieze. Dar în niciun caz nu vom avea, că de asta este teamă pieței, de fluctuații bruște și mari, da? Că s-a zis atunci toată lumea s-a așezat la coadă pentru că se scumpește benzina cu 3 lei pe litru. Asta nu se va întâmpla. Niciun caz nu se va întâmpla așa ceva, vreodată. Mihai Nicuț este redactor șef al publicației economica.net. Te mai așteptăm la noi. Mulțumesc tare mult cu pentru explicațiile precise. România în direct, ediție specială, se încheie aici. Spor la treabă tuturor. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.